Bine ați venit la un nou episod din Dentistry Happy. Eu sunt Cristi Nedelcu, sunt dentist în București și vreau să vorbim astăzi despre un lucru foarte banal și anume cum se folosește corect ața dentară în mai puțin de 2 minute. Și pentru clipul de astăzi avem nevoie de recuzită și anume o ață dentară. Atât. Cred că nu are rost să vă zic cât e de important să aveți o rutină în a vă curăța dinții zilnic. Pe scurt, dimineața și seara. Când vă treziți, vă spălați pe dinți 2 minute, dacă nu chiar 2 minute și jumătate. Seara înainte să vă culcați, după ce ați mâncat, vă spălați din nou pe dinți 2 minute, 2 minute și jumătate. Dacă mâncați din nou după ce vă spălați pe dinți, vă mai spălați încă o dată. Dar această rutină de periaj dentar ar trebui să fie însoțită de fiecare dată și de ață dentară și apă de gură, pentru ca ea să fie o rutină completă. M-am gândit la o comparație care zic eu că vă va face să țineți minte mult mai bine și să dați mai multă importanță igienei dentare. Gândiți-vă așa, când faceți curățenie, prima oară cum faceți, ca să o luăm logic? Întâi ștergem praful, ștergem blatul din bucătărie și dăm la o parte după blatul ăla absolut totul, dăm pe jos, pentru că știm, sau cel puțin eu așa fac, hai să o luăm altfel, poate că nu e o chestie generală pentru toată lumea și o să ziceți acum, bă, cine e bunul ăsta, cum face el curat? Eu cum fac? Șterg praful întâi, șterg blatul din bucătărie, dau pe jos, nu mă interesează, pentru că apoi urmează să vină aspiratorul. Și când zic urmează să vină aspiratorul, evident că aspiratorul nu vine singur, după aspirator urmează mopul. Ața dentară, considerați-o că e tersul prafului, dați la o parte absolut toată mizeria, după care periajul dentar, aspiratorul, e când veniți cu aspiratorul. Iar în final, ca să miroasă totul frumos, venim cu mopul, apa de gură. Ca să aibă sens comparația asta, haideți să vă arăt cum se folosește corect ața dentară. Sunt foarte multe probleme pe care le au pacienții când încep să folosească ața dentară. Și cea mai frecventă pe care o aud e faptul că, domnule, atunci când folosesc ața dentară, încep să-mi sângereze gingiile. Și se poate întâmpla asta dacă nu știi să o folosești. Cum adică nu știi să o folosești? Ce poate să fie atât de greu? Să o luăm pe pași. În primul rând, se ia una bucată ață dentară cam atât de lungă. Mai bine mai mare decât mai mică. După care o înfășurăm pe deget. După care avem mai multe prize pe care le putem folosi. Fiecare după cum se descurcă, pentru că avem o lume liberă. Nu e așa? Prima priză, cea cu degetele mari. Mie mi se pare asta, sincer, un pic cam complicat. Poți să folosești apoi o priză în care să te folosești degetul mare de la mâna dreaptă și degetul mijlociu de la mâna stângă. Și să mergi cu ața printre fiecare spațiu interdentar. Bun. De ce sângerează gingiile? Cum se întâmplă asta? Dacă ați văzut la ultimul spațiu la care am intrat un pic mai greu. Sunt unele puncte de contact între anumiți dinți în care e mai strâns punctul ăla de contact. Dacă o să intrați cu ața fără control și o să intrați direct până în gingie, atunci vă veți răni gingie și va sângera. Și o să fiți descurajat și o să ziceți că nu mai folosesc niciodată prostia asta. Nu, e greșit. Trebuie să intrați controlat. Dacă simțiți că printre restul dinților intră foarte lejer și aveți un punct de contact între doi dinți un pic mai strâns, acolo intrați mai controlat, mai bâșbâiți, până când ața simțiți că a trecut și a făcut un click. E important să auziți click-clack când treceți cu ața printre dinți. Dacă nu auziți click-clack, înseamnă că nu aveți punct de contact. Înseamnă că acolo vă pot rămâne alimente. Treaba asta se poate rezolva la dentist. Încă un lucru. După ce ai intrat într-un spațiu dentar cu ața dentară, poți să mergi un pic mai sus. Încercați să intrați cu ața dentară un pic în spațiul ăla dintre gingie și dinte, pentru că vă va permite undeva la 1-2 mm. Acolo se pot aduna resturi alimentare și doar cu ața dentară pot fi scoase. Treaba asta repetați-o și sus și jos. Astea sunt tipsurile pe care vi le pot spune despre ața dentară. Adică, ați văzut cum să o înfășurați pe degete, ați înțeles că trebuie să intrați controlat printre fiecare spațiu interdentar și când ajungeți în spațiul interdentar, încercați să urcați un pic și între gingie și dinte.
De ce ar trebui să fie asta ața dentară prima pe care o folosiți? Am primit în trecut și întrebările astea, să folosesc ața dentară înainte de periaj sau după periaj. În trecut v-am zis că, sincer să fiu, e mai important să o folosești decât să nu o folosești. Și ăsta rămâne în continuare adevărul. Dar dacă vreți să fiți foarte exigenți cu igiena voastră orală, vă zic așa. Cel mai bine e să folosești ața dentară înainte de a folosi periuza. De ce? Pentru că întâi intri cu ața dentară în spațiile interdentare și scoți mizeria, după care vii cu periuța, periuță care nu va ajunge în acele spații în care a ajuns ața, dar va ajunge pasta de dinți în spațiile în care a ajuns ața înainte, după care te speli cele 2 minute, 2 minute jumătate, iar la final continui cu apa de gură. Iar rutina asta nu ar trebui să vă ia mai mult de 3 minute jumate dimineața, 3 minute jumate seara. Eu zic că e o investiție de timp minimă pentru niște rezultate ale sănătății voastre dentare maxime. Contează cu ce fel de periuță te vei spăla pe dinți după ce folosești ață dentară? Măi, mai puțin important dacă e periuță electrică sau periuță manuală. Din punctul meu de vedere, periuța electrică e mult mai eficientă decât periuța manuală. Dar și cu periuța manuală veți reuși cu succes să evitați apariția carilor. Părerea mea e că n-ar trebui să folosiți o periuță super soft sau soft niciodată, doar dacă vă recomandă dentistul vostru. Dacă sunteți într-un tratament parodontal, eu știu, dacă aveți niște probleme parodontale, dacă vi se mișcă dinții, dacă vă sângerează gingiile, dar nici măcar acolo nu recomand periuța soft decât pentru o perioadă scurtă de timp. În rest, periuță medium. Iar periuța hard, n-aveți ce face cu ea, aia este pentru lucrări, pentru proteze, n-aveți voi treabă cu așa ceva. Cu ce pastă de dinți? E important sau nu e important? Iarăși, vă zic prietenește, fără să am vreun sponsor la acest clip. Pasta de dinți ar trebui să o alternați, pentru că în fiecare pastă de dinți de la diverse branduri există un ingredient la alta, alt ingredient la alta, există o concentrație mai mică sau mai mare de fluor și de aia e bine să le alternați. După care clătim cu apă de gură. Ce fel de apă de gură? Cât timp? Contează? Păi, cât timp? N-ar trebui să clătești mai mult de 30 de secunde cu apă de gură. Contează ce fel de apă de gură? Evitați apa de gură cu clorhexidină. Aia se recomandă doar după intervenții chirurgicale la stomatolog. Vi s-a scos o măsea, vi s-a pus un implant, atunci ok. Ea are o proprietate antiseptică foarte bună, antibacteriană, doar că dacă o folosiți mai mult de o săptămână, două, vi se vor îngălbeni dinții. Nu vrem asta. Și totodată, evitați apa de gură cu alcool, pentru că vă va irita mucoasa. Și o să vă chinuiți să stați voi 30 de secunde cu apă de gură cu alcool și nu o să reușiți. N-aveți nevoie de apă de gură cu alcool. Luați-vă o apă de gură uzuală. Gata, dragilor. Asta am vrut să vă zic în acest clip. Asta e rutina care vă va duce la 80 de ani cu toți dinții pe care îi aveți acum. Din punctul meu de vedere. Nu vreți voi să economisiți niște bani până a merge la dentist? Aveți rutina asta și totul vă promit că va fi minunat. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Pe mine mă găsiți pe Instagram, Cristi Nedelcu, acolo unde postez mai frecvent ce fac prin cabinet. Pe noi ne găsiți pe Instagram, Dentistry Hub, acolo unde ne puteți scrie pentru o programare. La fel, ne puteți găsi și pe site www.d-hub.ro, unde puteți vedea cazuri pe care le-am tratat noi în ultima vreme. Găsiți numărul de telefon, găsiți mail pentru programări. În București, voi ce părere aveți? Folosiți ață dentară și apă de gură sau vă rezumați doar la periajul clasic? Dacă vă periați clasic pe dinți, folosiți o periuță manuală sau o electrică? Cât timp vă periați? Spuneți-mi dacă ați simțit diferențe odată ce ați început să folosiți ața dentară. Toate astea la comentarii. Subscribe-ul aș fi foarte recunoscător să-l primesc, pentru că mi-aș dori ca anul ăsta să ajungem la 100.000 de urmăritori. Vă mulțumesc încă o dată că ați urmărit clipul ăsta și noi ne vedem, ca de obicei, în clipul următor.